Boala Lyme este o afecțiune infecțioasă care se transmite prin mușcătura căpușelor infectate de o bacterie numită Borrelia burgdorferi. Cele mai multe persoane care sunt mușcate de căpușă nu contactează boala Lyme. Riscul de a contacta boala de la o căpușă infectată crește pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul mușcăturii. De la începutul anului, în Argeș au fost deja confirmate două cazuri, pentru altele suspecte fiind așteptate rezultatele analizelor. Boala Lyme, o boală care este specifică de data asta sezonului cald, spre deosebire de gripă, atunci când începe activitatea vectorului care transmite această boală. Boala este dată de un microorganism transmis de căpușă. E sezon, avem până în prezent 5 cazuri suspecte de boală Lyme, din care unul a fost confirmat cu laboratorul Institutului Cantacuzino, 4 sunt încă în lucru. Deci așteptăm să vedem rezultatele, încă nu putem să ne pronunțăm. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș recomandă ca după desfășurarea unor activități în aer liber, în zonele în care pot trăi căpușe, să fie verificată prezența acestora pe haine și pe corp, acordând o atenție deosebită axilelor, zonei inghinale, picioarelor, ombilicului, gâtului și capului. Medicii atrag atenția că la copii căpușele sunt adesea găsite pe cap la nivelul liniei părului și, întrucât sunt foarte mici, pot fi ușor trecute cu vederea. Mușcătura de căpușă arată de obicei ca un mic bistrui închis la culoare, cu o crustă ce nu poate fi îndepărtată de pe piele. De obicei nu doare. Totuși, căpușa ar trebui să fie îndepărtată cât mai curând posibil pentru a minimiza riscul de infecție. Anul trecut în Argeș au fost confirmate 14 cazuri de boală Lyme.